Are doar 20 de ani și a reușit deja să-și pună pe roate o afacere. Alexandra Gadâmba, studentă la Facultatea de Business și Administrație de la ASEM, a deschis la Căușeni prima brutărie care produce covrigei cu vin moldovenesc după o rețetă italiană. De altfel, tot utilajul folosit este de origine italiană. După 2 luni de activitate, produsele se vând în 4 rețele de magazine din țară. Totul a început cu 2 ani în urmă, când Alexandra a luat o hală în chirie și s-a apucat de lucru. A fost foarte greu la început, când am început să fac contractele. Mulți uitau că eu sunt tânără și pur și simplu vin doar să întreb. Foarte puțini, chiar și acum cât lucrez cu unele magazine, foarte puțini care se uit la mine și înțeleg că eu sunt proprietara și eu lucrez aici. Rețeta este secret comercial, dar ne-a dezvăluit că pentru gustul deosebit folosește vin alb. La brutăria Alexandrei lucrează 4 femei. Foarte sănătoși se mănâncă, sunt uscați, îi coacem, îi băgăm mărolă, îi coacem, 10 minute pe urmă, 10 minute uscăm, pe urmă împachetăm. Sunt foarte buni. Alexandra e foarte bună, tinerică, bună, liniștită. Ne lămurește și întrebări avem. Alexandra a pus afacerea pe roată cu investiții proprii și cu banii obținuți din 2 granturi, unul de la Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și al doilea de la Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură.